Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Pasul la Offside. Pasul la Offside, de emisiunea care astăzi îl are invitat pe arbitru Marin Marcel. Bună, Marin Marcel, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună dimineața și vă mulțumesc de invitație. Am venit cu mare drag la emisiunea dumneavoastră. După mult timp. Nu e prima oară. Nu e prima dată, este a doua oară. Numai că a trecut destulă vreme. Marin Marcel, cum știți foarte bine, este fost arbitru în cadrul Comisiei Județene de Arbitraj Prahova, născut la Ploiești, are o soră, un nepot, dar cel mai important este tatăl, care este un personaj celebru, vorbind despre George Marin, fost component al Petrolului anilor 1960. Îi place sportul, nu numai fotbalul, ci și atletismul, tenisul de câmp, handbalul, călătoriile, fotografia, muzica, filmele și cititul. Statistica, nu vă mai spun, este un punct forte al lui și o să vedeți, o să vorbim și pe această temă. În 2009, câștigând o emisiune de cultură generală organizată la televiziunea română, mi-aduc aminte și acum îl urmăream. Știi, sport, dacă vă mai aduceți aminte, a trecut vremea, dar amintirile au rămas. Știți bine, atunci rămăsese, practic se lupta cu câte 5, a rămas într-o finală de 11. Ne vorbește și despre asta Marcel, este arbitru din anul 1988, țineți-vă bine, stimați telespectatori, pentru că este probabil unul dintre foarte puțini arbitri din România care au prins și epoca de tristă amintire, cum o numesc unii, alții care se plâng după aceea a comunismului. Are categoria 1 în 1992 și a arbitrat în Liga 4-a Prahoveană din 95 până în 2018, așadar doar 23 de ani, doar este în ghilimelele puse de mine. De 5 ani s-a transferat la Comisia Județeană de Arbitraj Ilfov și a arbitrat tot ce era posibil, inclusiv amicale de Liga 1, 2, 3 sau internaționale, activând și ca observator la ligile 2 și 3 în intervalul 2018-2021. Are valabile licența C și categoria 1 de antrenor, fiind profesor și terminând Universitatea Ecologică, Catedra de Educație Fizică și Sport, specialitatea fotbal 93-98, licențiat în anul 2018. În prezent profesează la Drajna de Jos și Drajna de Sus Ogretin, în învățământul primar, și a încercat forțele și în mass media, colaborând la Cheia Succesului, Telegraful și Ziarul Prahova, iar în 2009 a ieșit pe locul 3 ca central în Prahova, în 2010, un an mai târziu, pe locul 2, iar în 2011 a fost aureolat cu cel mai bun central din Prahova. A călătorit în 26 de țări de pe 3 continente. Trebuie să recunoașteți că avem în față un personaj, stimați telespectatori, un personaj în adevăratul sens al cuvântului. Haideți să aflăm mai multe despre povestea vieții sale. Marcel, impresionez prin puterea de a fi implicat în fiecare moment în viața fotbalului. Poate câteodată ești prea implicat. N-ai obosit? Cam așa este. Uneori am și obosit, dar trecând o noapte, a doua zi îmi recapăt forțele. Nu pot să renunț la arbitraj. Cum a spus și dumneavoastră, sunt arbitru din 1988, 35 de ani de arbitraj. Nu s-a mai putut aici, în Prahova. L-am cunoscut la o competiție pe președintele Florin Stănescu în București și m-am transferat la Ilfov. În prezent mă înțeleg la fel de bine și cu noul președinte Ionuț Coza. Este arbitrat recent FCSB-ul cu Petrolul. Așa. După Arena Națională. Ai pus o vorbă bună. Chiar în ziua aia dădeam probele fizice. Dânsul nu a venit la probe, că chiar arbitra. Scorul a fost rezultatul care a fost. Nu contează. Petrolul e pe un loc foarte bun, având în vedere jucătorii. Zi de tine, că n-am vorbit de Petrolul. Deci, cum a spus și noastră, am fost observator timp de 3 ani. De ce doar 3 ani? Pentru că dacă în primul an, în 2018, am avut 26 de puncte din 30, s-a intrat cu 22, dar ultima medie a fost 25. Din păcate, nu vreau să spun mai multe, am avut și eu doi prieteni. Bun. Am avut doar 21 de puncte, s-a intrat cu 22. Dar nu vreau să detaliez prea multe. Prieteni buni erau?
Prieteni în ghilimele. Și ghilimele. Sper că în vară acum să dă din nou examen. Nu s-a dat în 2020 pentru că a fost pandemia și s-a dat în 2021. Mă pregătesc, trebuie să studiez mai mult și ROAF-ul, regulamentul disciplinar și legea 4 a lui Mitică Dragomir. Dar tu te simți pregătit? Da, mă simt pregătit, da. Ce-ți trebuie, practic? În afară de toate astea, trebuie și o probă fizică? Nu sunt ca observator. Deci ca observator? Eu sunt observator de joc. Deci doar un oral îți trebuie, da? Ce-a spus? La oral. Da, scris. Uh-huh. Deci nu observator de arbitri. Așa. Pentru că eu nu am putut să fac pasul la Liga 3, oficial. Cum a spus și noastră, am avut amicale și Liga 3, și Liga 2, și Liga 1. Și pot să fiu numai observator de joc. Așa. Unde mă ocup cu delegații, cu echipele, cu jandarmeria, poliția, pompierii, licența tehnică, cu arbitrii. Îmi plăcea, intrasem în sistem, am avut meciuri la Galați, la Craiova, la Brașov, București, Alexandria. Aștept vara, să vină vara și sper să... Ai făcut potec, așa... Pentru că suntem doar pe zone. Așa. Nu putem să fim delegații... La nivelul întregii țări. Da, da, da. La Liga 3, da. Și în momentul când erai observator, cum mai făceai cu arbitraj? Păi mă dădeam indisponibil la arbitraj. A, da? Da, prima că era delegare de la Federația Română de Fotbal. Și unde era? Unde e mai bine? Visul meu a fost să ajung arbitru la Liga 1. N-am putut. Am putut doar până la Liga 4, dar mi-am făcut treaba, eu zic, cu plăcere, seriozitate și am încercat să fac pasul măcar ca observator. Și mai mult îmi place să arbitrez, dar era și altceva când plecai în țară, îmbrăcat frumos, vorbeai, echipele de delegații te ascultau. Era altceva totuși, față de arbitrajul la județ. Ai spus la un moment dat că ți-ar fi plăcut să arbitrezi la Liga 1, dar totuși n-ai arbitrat decât la Liga 4. E adevărat. Este totuși o diferență mare. Fiecare copil a avut în copilărie un vis. La tine nu s-a putut. Da. Am cochetat și cu fotbalul, am fost junior la Petrolul. Mi-e foarte greu să înțeleg că la o fază de genul ăsta ar trebui să ai și niște proptele? Acum nu mai e cazul. Dar cred că atunci în anii anteriori cred că trebuia un pic. Și ce n-ai avut? Nu că n-ai avut proptele. Poate că ai avut ceva în plus. Poate și eu am fost, vinovat. Poate trebuia să mă pregătesc mai bine din punct de vedere tehnic, la scris. Uh-huh. La atelier... Nu aveam probleme. Ce e atelier? La atelier, adică pe iarba verde. Pe iarbă? Da. Acolo n-ai avut probleme. Nu. Că alergai, acolo te pregăteai. Da, acolo... eram ok și din punct de vedere alergării. Deci la sală era mai... Nu, am avut notă, dar au fost alte note mai bune. Am înțeles. Eu am dat între 95 și 97 pentru Liga 3. Așa. Pe vremea lui Dan Fibră Petrescu. Așa. Răposatul, Dumnezeu să-l ierte. Așa. Erau și locuri puține, locuri foarte puține, 5 centrali în toată țara. Și noi eram acolo poate 50-60 de centrali. Haide că vine și întrebarea asta. Păi atunci de ce erau atât de mulți, atât de puține locuri și acum sunt atât de puțini, atât de multe locuri? Nici acum nu sunt prea multe locuri. Eu văd la Prahova, de exemplu. Să vaite că n-au arbitri. Păi la Prahova... A fost o generație care s-a lăsat. Așa. Sau au fost puși să lase. Opa. Da. Cum adică? Nu mai are sens să... Păi cum de ce vin la emisiunea asta dacă nu are sens? Spune ce... Foarte mulți arbitri care mai puteau să arbitreze. Așa. Vârsta. Așa. Adică maximă, inclusiv tu. Inclusiv eu. Așa. A căzut. De ce? Eu am peste 45 de ani. Așa. Dar acum, atât timp cât îți iei probele fizice și teoretice, poți să arbitrezi. Cât? Pe cât te țin balamalele. N-ați văzut în Anglia, sunt arbitre la 60 de ani. Tu spui că ai fost executat în momentul ăla? Eu am fost observator. Și mi s-a sugerat să trec, cu toate că aveam meciuri grele, unde era cu scandal,
eram delegat, deci nu vreau să dau nume, mi s-a propus să fiu observator la AJF. Așa. Și eu nu am vrut. De eu ce? Mă simțeam în stare să mai arbitrez. Nu vreau să renunț la actul de arbitru. Așa. Și am preferat să plec în alt județ. Cum au plecat și alții la un moment dat. Uh-huh. A plecat și Bogdan Ciocuiu, dar deci a revenit. Deci n-ai plecat de supărat. Am plecat supărat. Păi am plecat pentru că trebuia să fiu observator. Și nu am vrut observator. Mi s-a sugerat să nu mai arbitrez. Deci, Marin Marcel, nu mai vii să mai arbitrezi aici, la Prahova. Dar dacă vrei... Da, observator. Te legăm la observator. Și, nu, domnule, eu vreau să mai arbitrez. Da, eu plec atunci. E din partea președintului. Ok, președintele... Bun. Bă, da, acum te întreb un lucru. Legal avea dreptate președintele? Legal la momentul ăla... Avea dreptate. Păi și atunci? Dar după un an a picat vârsta. Păi după un an știi tu ce se întâmplă după un an? Că după un an acum pică și președintele. Acum aplică oricine după un an. Nimeni nu se știe. De ce să te superi atunci în momentul ăla? Asta este întrebarea mea. Dar era un lot unde erau nevoie de arbitri. Nu erau arbitri. De-aia se fac și cu plaje duminica câte două meciuri. Marcel, tu ai avut în momentul acela o dispensă din partea celor Am avut, la... am avut, da. Câți ani? Am avut după ce am urmărit 45 de ani. Câți ani ai avut dispensa? 5 ani. Păi cât mai vreau, măi, fratele meu? Poate că mai vreau și aia mai tineri să mai arbitrez. Nu vreau să răutăcios, dar sunt unii care... Care n-au treabă cu arbitrajul, vrei să spui. Abandonează la probe, nu și-au scrisul. Am să fac niște compromisuri. Deci tu amendezi acum chestia asta, faptul că erai cu mult mai valoros decât alții. Da. Și că nu te-au ținut în continuare. Sincer, până unde vrei să... Până când vrei? Adică tu aveai balamale suficient de puternice să împlinești 60 de ani acolo, nu? Nu, mai e până atunci. Am înțeles. Sunt bine acum unde sunt și... Și gata, ai renunțat la subiectul ăsta. Bun, sunt bine. Ai ajuns la Ilfov. La Ilfov ai delegat. Am și Liga 4, unde la Prahova nu mai aveam la Liga 4 în ultimii ani. Așa. Am Liga 4, am Liga 5, am juniori. Sunt alte terenuri. Merg la Corbeanca, merg la Chitila, merg la Buftea. Asta merg e la... de bine? E de bine, sunt condiții mult mai bune. Aici, Zalhanaua, Mehedința, Nedelea, acolo sunt mult mai bune condiții. Dar recunosc că fotbalul la Prahova e un pic mai valoros ca la Ilfov. Când spui un pic, pui ghilimele de rigoare? Nu, fără ghilimele. Adică eu zic că e mult mai mult. Mult mai mult. Dovadă că și campioana județului Prahova doar o dată nu a promovat la Liga 3 în ultimii 25 de ani. Poftim. Da. Bun, deci zici că ai plecat cam supărat atunci în momentul ăla. Ai ajuns la Mi-a Ilfov. Trecut. Ți-a trecut. Ai ajuns la Ilfov. Bă, frate, eu te văd în fiecare săptămână că ești undeva. Bă, dar în fiecare săptămână. Păi nu pot să stau acasă. Te aruncă cineva de acasă sau ți-a zis cineva pleacă? Îmi place să fiu în mișcare tot timpul. Bă, dar în continuu? Nu, sincer, acum nu, trebuie să-ți pui o problemă, ci tu. N-ai voie să fii în continuu. În weekend, în timpul săptămânii, diferite competiții, dimineața. Păi normal, doar noi fi și dimineața și noaptea. De la 8 la 12. 8-12. Cu trezire la 6, sunt la 2 înapoi în Ploiești. Recunosc că am și după amiezi și serii libere. Acum deocamdată ești pe capitolul verde. Da. Când o să treci ușor un pic așa, te oprești? Mă opresc. Da? Sincer, cred că maxim 2 ani mai am. Mai vreau să arbitrez. Ai mai vrea. Da. Dar totuși văd că fluieri de la copii. Știi ce îmi pare rău? Că totuși ar fi fost mai bine să mă fi luat mai devreme de arbitraj. Poate puteam să fac pasul. Când te-ai luat? La ce vârstă? La 22 de ani. Și acum la 14 ani, la 16 ani să ia... Dacă făceai treaba asta... Sunt convins că ajungeam mai sus. Adică spre visul tău. Da. Spre prima ligă. Da. Da... Asta e viața acum. Vorbeam de puterea asta și de felul ăsta și de motricitatea asta pe care le ai și care sunt deosebite. Tot
totul vine și din faptul că, așa cum ai spus tu, este un tip liber și un tip care pe tine nu ești, cum să spun, constrâns de ceva. Adică nu ai, poftim, o consoartă sau ceva care să tragă de tine, să zică că ai nevoie, să, că, sau n-ai un copil, sau n-ai să-l duci, să-l plimbi, sau nu știu ce. Spune-mi, te rog, cum ar fi putut oare cineva să conviețuiască cu tine? Dacă tu ai visele tale, gândurile tale, plăcerile tale de a antrena mereu, în continuu, am rămas stâmpit. Relații am avut, nu se pune problema. Lasă, dumne, relații, toată lumea avea relații. Da, s-a finalizat. Da, cu acte nu am, cu acte, din păcate, cu acte. Nu mai erau acte. Am avut, au fost ce probleme, nu fine. Probleme, trecem, că nu asta e scopul emisiunii. Sunt atâția arbitrii căsătoriți care merg și arbitrează. Un meci pe săptămână. Și eu, în ultimele relații, am găsit înțelegere, m-a cunoscut ca arbitru, a spus că nu e nicio problemă. Nu poate că Rodica aia, sau Ionela, sau Florica, nu contează numele. Sau cine o fi, nu, zic, poate că ea, poate vrea să mergeți la munte. Păi nu, putem să, pot să mă dau indisponibil, am voie să mă dau de 3 ori pe la sezon. A, la fotbal, nu la iar. Nu la fotbal. Am înțeles că la ea să te dai. Sau tu mai ce fi în stare? Vara, iarna. Cum te cunosc eu pe tine? Dacă femeia aia zice, haide să facem o escapadă la Predeal. Am făcut, am făcut. Fii atent ce cred că ei zice. Băi, e bine la Predeal, că de la 11 la 1 am un amical acolo. Și le legăm. Asta ești tu. Chiar ăsta ești. Am avut ianuarie, februarie, lunile de vară. Pline, că îmi plac călătoriile. Am înțeles. Nu se pune problemă. Păi, ca dovadă că am și spus în câte țări ai umblat. Ai încercat toate provocările momentului, așa cum am spus și în descriere. Ai făcut și arbitraj și faci în continuare. Cultura generală a fost un hobby de-al tău. Da. Jurnalismul, așa cum l-ai înțeles tu, l-ai făcut și alergai ca besmeticul de acolo până acolo. Și de multe ori pe Moca. Acum, dacă n-aveai școală, cum să mai faci și Moca, na? Ce să faci? Erau probleme. Cu banii la... Făceai și antrenorat, făceai și profesorat, dintre toate. Dacă ar fi să te oprești acum, să tragi o linie și să zici, bă, rămân cu una. Cu care ai rămâne? Aș vrea observator. Hopa, ai trecut acum. Cam până la 70 de ani și ar fi mai lungă perioada. A, asta e? Adică să rămâi totuși deci, în fenomen. În fenomen. Să ieși din iarbă și să te duci la cabină să-i urmărești. Păi, cred că e nenorocit pe aia. Păi nu, că nu dau eu nu notă. Nu dau arbitrii, am înțeles. Nu dau eu notă. Am înțeles. De observator, oricum de arbitraj. Găsești, domnul Nedelescu, cred că o să găsești destule. Nedelescu pentru știu, cei, de la Craiova. Cei dintre dumneavoastră, un observator extrem de... cum îi ziceam? Gheorghe Nedelescu. Nu, cum îi zicem, este extrem de... Era dictator un pic. Dictator, un tip foarte radical, un tip, dacă nu erau toate în regulă, nu pleca meciul. Da. Așa se întâmpla și când afla lumea că vine Nedelescu, asta era poziția pe care o aveau mulți dintre conducătorii de joc la nivelul, să ne înțelegem, primului eșalon. Iată că și Marcel ar vrea să fie un fel de Nedelescu de aici, de la Prahova. Ai activat 23 de ani la Liga Județeană Prahova. La Liga A. La Liga A. La Liga A. La Liga A. 95-2018. Da. Spune-mi, te rog, supărarea asta care a rămas și care ai spus că ai dat-o la spate, în perioada asta care tot s-a scurs și tot s-a scurs, ți-a adus și mulțumire din punct de vedere. Da? Da. Deci nu poți să spui nimic. Deci îmi plăcea să mă trezesc dimineață, să mă întâlnesc cu colegii, să plecăm la meci. Îmi plăcea să fiu în iarbă, cu fluierul, cu cartonașele. Era felul tău de a fi. Da, ce să mai... era marcă proprie, patentul. Nu? Era greu, dacă mi-e greu să mă las. Asta am făcut de viață. Dar să rectific un pic. La Liga a patra, Liga A Prahova, am fost până în 2011. Uh-huh. 99. Restul n-am mai avut Liga a patra. Am avut Liga 5, 6, 7. Uh-huh. Și Liga 5 din când în când. Cum era acolo? Mai găseai mingea? Mai greu e la Liga 7, că găsești... Mai găseai mingea din porun?
De multe ori nu mai găseai. Da? Da. E adevărat. Cum te simți? Știți cum e pitoresc, rustic la Liga 6, Liga 7. E bucuria sătenilor, de-abia așteaptă să, mai să vină meciul. Să mai aruncă cu biciclete în jucători. Biciclete? Nu. Nu știu caz de biciclete. Dar mai aruncau cu sticle. A, sticluțe. Sau mai, da. Mai da. Mari, mai mici? Mai micuțe, că veneau cu țiculița dimineață. A, că, dai, poate că n-ai mai spus-o niciodată. Da. Te-a bătut vreodată cineva? Da, am avut un singur eveniment în anii ăștia la Sângerul. La Sângerul? Da. Lumea era acolo. Da, la Sângerul... În teren sau din afara terenului? În teren, pe teren. De la fotbaliști? De la un fundaș central al lui Sângerul. Așa. Ce a făcut tine? Deci a protestat la o poziție de offside. Așa. Colegul meu a protestat foarte bine, nu a fost offside. El a încercat să-l lovească, pe el, nu l-a prins, el s-a dus cu faza, s-a dat gol din faza aia, chiar nu mă așteptam, e treabă deci de 2014-15, cam așa, așa. A venit și m-a lovit cu pumnul direct în față. Da. Cine era observator? Nu mai știu. Păi nu a fost caz de comisie? A fost caz de comisie. Așa. A luat suspendare 2 ani. E mult de puțin? Nu puteam, poate nici pe viață să-i dea 2 ani, dar... Deci nu mă așteptam, dar ca să fac o glumă, nu m-a durut. Nu te-a durut. Nu s-a umflat, n-am căzut. Și jucătorii... Colosal. L-au expulzat, poate alți arbitri în situația de față oprau meciul definitiv. Așa? După mine, care n-am oprit niciun meci niciodată. N-am oprit? Nu. A fost un coleg care în tinerețe, acum s-a mai potolit, Robert Nuțu, care a avut 7 meciuri legate, oprite. Așa? Dădea cartonașe multe și acum s-a mai potolit cu cartonașele. Așa? El mai arbitrează? Arbitrează la Prahova. Așa. Cel care a arbitrat o perioadă în Anglia. Așa. Și l-am eliminat, fiind caz izolat, s-a continuat jocul. Cred că cu Valea Dulce, dacă nu mă înșel, au jucat. Așa. În fine, l-am dat în judecată, că am încadrat în cele 3 luni în care pot da în judecată. Și... După o perioadă am avut o întâlnire cu cineva de la poliție. V-ați împăcat. Și la un amical la Apostolache m-am trezit cu un polițist, nu-l cunoșteam, domnul Mari Marcel, zic da. Zice, în legătură cu acel caz de la Sângerul, zice, au trecut o perioadă așa, omul e dosarul la mine, e sărac, e vai de el. N-ați vrea să... Hai să punem Batista pe țambal. Trecuse 2 ani de zile, ce n-aveți ce bani să luați după el... Păi tu asta urmăreai? Păi vreau o penalitate. A, penalitate. Să se termine într-un eu fel. Eu poate donam banii cuiva. Și nu țineam eu să facă el închisoare. Așa. Și el a fost amendat. Banii s-au dus către... AJF? Către AJF, către stat bănuiesc. Păi și AJF-ul n-a luat bani? A, echipa. Echipa. Echipa, da. A fost penalizată. Da, echipa... El n-a mai jucat. Nici nu cred că a mai jucat atunci de la meciul ăla. Și am dat-o acolo o semnătură acum că ai renunțat la caz. Știți cum sunt eu, băia bun? Zic, ai rămas cu lovitura. Da, 2 zile că... S-a tras imediat. E carnea bună. Ai apărut la un moment dat într-un conflict nesfârșit așa cu toată lumea. Nu știu, erai la un moment dat, băi frate, și în stânga, și în dreapta, unde vorbea, cine vorbea, vorbea de Mari Marcel. Cine nu te-a înțeles și de ce? Eu mai aveam, dar m-am potolit acum, îmi plăcea pe Facebook, da așa... Să înțepi. Mai băgam niște fitile. Fitile. Dar nu cu răutate. Care era scopul? Nu era cu răutate. Dar cu ce era? Era cu clapele, cu telefonul, cu ce era? Nu, și unii poate n-au înțeles. Nu cu jignire. Dar acum, sincer, era de înțeles? Poate mai erau niște greșeli, poate eu nu eram de acord. Așa și Nae Constantin s-a supărat pe mine că l-am criticat eu
la unele meciuri. Dar pe moment asta și am analizat, la lotul pe care l-are Petrolul, locul este foarte bun. Dar de ce? Vin și eu și te întreb. De ce n-ai analizat în timp ce scriei despre Nae Constantin? De ce a trebuit să se supere omul pe tine în urma interacțiunii pe care o aveai? Sunt mulți în cazul ăsta. Nu știi că Petrolul are lotul slab și că joacă și așa cum îți ia punctele alea greu de tot. Dar s-a dovedit că și la Botoșan, când a jucat sistemul cu patru fundași, nu a mers. Petrolul era canalizat pe cinci fundași. Uh-huh. Sau trei pe fund și cinci la mijloc. Uh-huh. Dar și realitățile... Dar momentul... am scris și de bine de Nae. Uh-huh. Dar prea târziu. Prea târziu. Îți pare rău acum? Îmi pare rău. Dar eu i-am spus Nae în față. Nae, eu te-am iubit ca fotbalist. Aha. Atacant, mi-a plăcut atacanții. Așa. Fotbalist bun. A dovadă, a jucat și la Rapid. Așa. În cupele europene. Dar ca antrenor? Ca antrenor, părerea mea, a scos tot ce se putea din acest lot. Păi și atunci, mă, frate, mă. Dar jocul nu era... Păi ce era plăcut jocul? Dacă aia era valoarea lotului. Da. Ce să facă? Tu care ești antrenor, ești și antrenor, adică. La nivel... Ești și antrenor, la nivelul ăla. Tu da. Cum făceai lotul, dacă... Petru trece și printr-o perioadă. A trecut, acum sperăm cu venirea lui Marian Copilu să răsară soarele pe ulița noastră. N-am putut nici jucătorii să transferăm, doar liberi. Păi, normal. Și asta... E așa va face ever. Încă nu suntem milionari. Dar față de alte echipe aici la noi, avem public, avem stadion, așa? Avem tradiție. Care, mă, public? Aia 3.000 de oameni care vin la meci? Într-adevăr, nu mai vin în ultimul timp. Păi ce dragoste e asta față de culori? Ce e? Ai spus să te uiți la televizor. Ba chiar la un moment dat aveai mai multe televizoare. Aveam ba chiar îți programa emisiuni. Da, ba chiar îți programa meciuri. Te-ai mai liniștit un pic? Da, că știu că erai setat pe treaba asta. Da. Păi și atunci când nu te uitai la campionatul... Nu știu, la Premier League, de exemplu. Da. Vedeai că sunt 60, 70 de mii, 80 de mii la ultimul loc? Acolo e ceva, nu știu, e nativ, de aia se zice că fotbalul... E dragoste. Acolo s-a născut în Albion. Și în Spania ce s-a născut? Și în Italia ce s-a născut? Și în Franța? Sunt țările dezvoltate din punct de vedere al fotbalului. Țările dezvoltate, dar uite că vorbim despre oameni care iubesc fenomenul, care iubesc echipele. Și vorbim de echipe care sunt și la nivelul ligii a 5-a, a 4-a, a 6-a. Pentru ei nu contează. La Comarnic este vine public foarte numeros și... Dacă e iubită echipa. Da, e iubită echipa. Bun. Dacă tot erai fiert pe arbitraj, spune-mi, te rog, de ce te-ai orientat către Universitatea Ecologică să te faci profesor? Am vrut să schimb ceva în viață. Cu facultatea, v-am spus, am făcut-o între 93 și 98 cu prietenul meu, Ovidiu Neagu, care e antrenor la Boldești și la junior la Blejoi. Da. Și nu ne duce licența. Așa. Și am tras de el, hai să ne dăm licența, ca să avem și noi pata la maua, să rămânem și noi cu amintirea asta. Așa, o amintire? La momentul ăla. Și că nu eram decis să intru în învățământ. Așa. Și pe urmă, în 2020, am zis gata. Renunț la altele. Nu mai avea sens nici. Pierdeam timpul. Cu toate că îmi plăcea la ziar la Prahova, așa, unde am fost coleg cu Marian Dima, cu Bogdan Chitic, cu Florin Tănăsescu, cu Petre Apostol. Așa. Și am zis, ce ai zis? Mai bine decât să mai stau așa. Pierdeam timpul. Mai bine fac o facultate. Facultatea era făcută, dar nu dăduțem licența. Păi licența ai dat-o 2018. 20 de ani. Da, da, da. Păi de ce ai mai dat? Păi ca să am și pe urmă m-am ambiționat să intru și în învățământ. Și am intrat în învățământ. Cum ai făcut? Eu știu. Am dat examen. Sper că anul ăsta să iau definitivatul. Sper. Păi ai timp? Ai meciuri. Vara sunt turnee. Așa. Pe la Brașov, pe la București, pe la Ilfov. Dar sper să ne îmbinăm. Și cum mai e? Cum mai e la Ogretin? Deci acolo am avut repartiție în 2020. Așa. Draja de jos, Draja de sus și Ogretin. În 2021 am fost la Plopensa Dumbrăvești. Te-ai mai apropiat. Da. Era aceeași structură. Miercurea și vinerea și luni și marți la Urlați, la Cănuța Ionescu. Doamne. Și plecam în marți acolo
Și dincolo, miercurea și vinerea. Aveam liber joia. Recunosc că aș fi vrut să am liber miercurea sau vinerea. Că miercurea erau mai multe meciuri și vinerea legam cu weekendul. Acolo am avut o colegă, am avut colegă pe Adriana Angel, care a jucat volei și e arbitru de volei. Cum am jucat volei? A jucat volei, volei și e arbitru de volei. Așa. Iar aici l-am pe colegul Amedeo Rușinaru. Uh-huh. M-am înțeles bine și mă înțeleg bine. Uh-huh. Și sincer, cu toate că, cum vă spuneam, în particular, e destul de dificil dimineața, naveta, dar uită tot când mă văd copii. Au venit domnul de sport, a venit domnul de sport. Când adormi seara? Până la 12. Și când te trezești? Am două zile în care mă trezesc la 6 fără un sfert și 3 zile la 6 și un sfert. Bun. 6 ore de somn. Da. 6 ore da. Jumate de somn. Te-ai trezit. Te-ai spălat, ai plecat unde? La școală. Unde? Plec la Ogretin. Cu ce pleci? Păi plec cu microbuzul de la Castor. Sau cu autobuzul până la Vălen. La Vălen schimb și plec la Ogretin. Doar la lunea plec cu autobuzul de 8. La ce ora ai ore? Ascultați-mă un pic. Am la 8 și am de la 9 lunea, de la 9 la 13 și plec cu autobuzul de 8 care merge la Starchioști. Și ăla mă lasă chiar în fața școlii, la Ogretin. Perfect. Lunea e bine. În sfârșit ceva ca lume. E bine că vine după weekendul aglomerat. Aglomerat. Da. Ma. M-ați întrebat ceva. Da. Te-am întrebat cum procedezi cu plecatul ăsta 6 fără un sfert. Da. Ajungi cu mașina, ajungi la școală, ai intrat la școală. Mai am o colegă de navetă care e educatoare. Tot așa, plecăm dimineața. Cine plătește cursele astea? Decontează școala. Prin primărie. Prin primărie. Da. Am și sport de stres, am sport de cine țară. Da? Păi este stres cu copiii. Nu e chiar așa, așa ușor. Așa e la nivelul întregii țări? Da. Da. Profesorii au sport da, de stres? Da, da, da. Eu te n-am știut. Salariul e să mulțumit. Bravo. Da, dacă ești mulțumit, aia, până la urmă asta contează. S-a făcut 12, ai plecat de la școală. 1. Dar mai stau, de obicei, mai vine colegul celălalt care e la gimnaziu. Așa. Domnul Rușinaru. Și mai stau să mai urmăresc orele dumnealui. Mai stau de vorbă. Ce ore? Ore de la gimnaziu. Eu nu predau la gimnaziu. Ce predă dânsul? Tot educație fizică și sport. Și ce urmărești la orele dânsului? Dânsul e mai experimentat ca mine. Are 25 de ani de catedră. Și mai fur și eu meserie. Am înțeles. Ce zic elevii aici că se bucură când te văd? De ce? Că arăți bine? Pentru că, vă spun sincer, am lipici la copii. Cum? De ce? De unde le-ai cumpărat? Sunt un om bun. Da? Da. Cu copii? Sau în general? În general sunt un om bun. Așa? La mine, la suprafață a fost... Artificială? Da, da, da. Am înțeles. Și facem școala alergării, facem gimnastică, avem probe, norme. Vin toți copiii la sport, să zic așa? Vin, abia așteaptă. Sunt nemulțumit că au doar 2 ore de sport. Și față, am teren cu mochetă în toate cele 3 locații. Drana de jos, drana de sus, Ogretin. Sală. Asta e de bine. E de bine. Sală, am la jos și la sus, n-am la Ogretin. Când a fost frig, am făcut în clasă. Am dat băncile la o parte. La Urlați, care e oraș, la Cănuță Ionescu, nu aveam sală, doar teren de bitum. Mai dificil. La Plopensad și la Dumbrăvești, teren de iarbă. Micuț acolo, un teren de iarbă. Băi, băiatule, ce lasă să joace? În partea a doua îi lasă să joace fotbal. Deci gata, și fetele și băieții trebuie să bagă și fetele, să bagă. Fotbal. Dacă nu ne retragem un pic și jucăm noi cu mingea de handbal. Uh-huh. Dovada, am avut o competiție în februarie unde am mers cu clasa a 3-a și a 4-a. Am ieșit pe locul 2 în grupă din 4 formații. Uh-huh. Am mai fost Măneciu. Am văzut că mai omorât cu poze, cu și diplome. Și Teișani, parcă. Deci, cum erau? Copiii nebuniți, a? Am doi jucători legitimați la Petrolul, care au fost piesele mele. Radeș Dudu și Vlăduț Milu. Duși de tine? Nu duși de mine, au fost la antrenor la Gabi Lefter. Așa.
Erau acolo, a fost la Petrosport și sunt la Petrol acolo. Așa. Împreună cu Lucas, cu fiul lui Claudiu Tudor. Dar acum eu te întreb un lucru. Da. Tu ai diligența de a propune copii către Petrolul, de exemplu, sau către un club? Am. Și de ce nu faci chestia asta de scouting? Am propus un copil la Lefter. Și? Gabi, i-a plăcut, e din Ogretin, dar este foarte grea naveta. Naveta. Păi nu i-ai spus, bă băiatele, uite cum faci. S-a mai dus cu Rareș Dudu, care a mers cu tăticul lui cu mașina. Bă, nebunește pe acolo, putea să ia mingea, nu ia nimeni de la picior. Da? Da. Păi, haide mă, să facem ceva. Și per total, ca să închei, am ieșit pe locul 3 din 7 echipe. Dar vreau să vă spun că am trăit efectiv acele meciuri. Dacă am pierdut în primul joc cu 3-0 la lidera, locul 1 care a luat, pe celelalte echipe le-a snopit, 6-0, 7-0, nu mi-a pierdut cu 3-0, 0-0 cu Teișani și în ultimul meci am învins și noi pe Lipănești cu 5-0. Vă dați seama ce bucurie a fost pe mine. Îmi dăduse lacrimile. Pentru și am avut echipament frumos. Ai țipat la arbitrii? Deci eu am arbitrat într-o grupă și directorul, care e profesor, când de la Măneciu, arbitrat în cealaltă grupă. Uh-huh. Au fost de decizii care m-au nemulțumit, dar... Bă, și la asta, mă, frate! Nu puteai să te... Acum îmi dau seama unii antrenori când au decizii contra cum trăiesc meciul. Dar nu crezi că s-ar putea să și greșească? Neintenționat. Dânsul nu era arbitru de calificare. Și atunci, cu atât mai mult. Și atunci... Ba da, se poate. Ai fost vreodată liber un weekend întreg? Liber? Liber. Vara și iarna. S-a mai întâmplat. Spune-mi, te rog, ce faci un weekend întreg? De vineri de la ora 12 și până duminică la ora 12. Deci dacă nu e un amical de văzut, cau să plec. Deci din punctul tău de vedere a fi liber înseamnă că uiți la televizor, la meciuri? Nu mai sunt așa fan cu televizorul cum eram înainte. E prea mult fotbal. Așa. Dar abia le pup astea de la Liga 1. Așa. Și mai mult la internaționale rezumate. Nu mai am timp, nu mai am stare să văd meci cap-coadă, numai dacă e un meci prea important. Și ce faci în weekendul ăla? Caut să plec. Plec la mare, plec pe la Brașov, plec în țară. Singur așa? Nu, plec cu cineva. Cu cineva. Da. Grupuri, pe munte, am urcat pe munte. A, deci da, practic, da. Este rar, dar rar spre deloc. Da. Am înțeles. Bine. Te văd deseori prin oraș pedalând besmetic, practic, da, cu o bicicletă de colo am până două. Colo până... Ai două. Că cursiera altfel... și una de uzură. E greu de crezut că poți să ai, da, doar una. Spune-mi, te rog, nu ți era mai ușor să-ți iei o mașină? Că bănuiesc că bani... Mașină avem, familia. Așa. Că tata nu prea mai merge cu mașina, având în vedere vârsta, dar am amânat tot timpul. Dar mi-am propus anul ăsta... Vorbești de carnet, de licență. Așa. Mi-am propus anul ăsta să dau de permis. Dar nu cumva și este vreau... puțin cam târziu? E puțin cam târziu, dacă nu puțin cam foarte târziu. Așa. Dar sper să o rezolv. Păi uite, făceai un ogretin. Nu prea să merita... Că am un coleg din Boldești. Decontează? Decontează cât e abonamentul. Acel coleg din Boldești, așa, bagă la benzină de 800-900 și decontează doar 300. A pierdut 500 de lei la salariu. Marcel, la ce bani ai tu? Da, am eu mulți bani? Bă, la ce bani ai tu? Îți iei o hibridă, mă. Da. A, hibridă merge degeaba aproape. Dar eu dimineața mai caut să mai și odihnesc în microbus. Așa, dacă merg cu mașina dimineața... Păi tu odihnești și mașină. E pe pilot automat, nu? Pa, apropo, știu că aveai o Dambla. Da. Bună. Bună pentru prieteni. Da. Îi împrumutai cu bani. 1, 2, 7, 9. Bare ți-ai luat banii înapoi pe care îi împrumutai? O parte. E că nu ți-ai luat au fost. Ce ți-am spus scurtă. Eu ție odată, acum mulți ani? Am pus... Aveau nevoie și... Ok, sunt de acord, un gest foarte frumos să fac. Unii au fost corecții, s-au întors banii la bază, la unii mai așteptăm. Încă mai aștepți? Încă mai aștept. Da, e bine atunci, e perfect. Spune-le telespectatorilor despre concursul ăla fabulos de la TVR. Ce partea asta care vreau să-i mulțumesc, pot să zic chiar colegului Daniel Cozarec. Așa? El m-a înștiințat de acest concurs.
mi-a zis, uite Marcelia, e un concurs la televiziunea română, știi sport. Te-a incitat? Da, da. Așa. Păi știindu-te că ești nebun în ghilimele. După statistică, am memoria datelor. Așa. Și am fost la televiziunea română, m-am concurat cu încă 4 bucureșteni, am luat locul întâi. Asta era faza pe... Prima ediție. Ca să... Așa, prima deci ediție. Ai fost admis. Deci, bănuiesc că nu să vin 1000 de oameni și alege 100 din ei, nu? Nu, cred că s-au înscris. S-au înscris. Bun. Și pe urmă au mai fost încă 10 ediții. Așa. Câștigătorii celor 11 ediții s-au întâlnit. S-au întâlnit în marea finală. Ok. Și eu urmărim toate edițiile, că trebuia să văd cine ia locul întâi. Să văd dacă e mai bun ca mine sau nu. Așa. Am zis, cel de la ediția 3 din Buzău e mai bun ca mine. Mă bate. Știa mai bine. Acum depinde și norocul cum îți pică întrebările. Întrebările și imaginile, video. Bineînțeles, la marea finală, am ajuns în finală cu acesta din Buzău. Tu și el? Da. Așa. Păi au fost pe eliminare. Așa. Au fost un fel de sferturi, semifinale. Așa. Și prezentatoarea Roxana, nu mai știu. Hai, lasă, că nu mai contează. Căsătorită cu un fotbalist, nu mai știu, nu spun, în fine, mi-a zis, Marcele, îți simt pumnii și mă bazez pe tine. Și eu a zis... Era măritată? Era măritată. Am emoții. Hai să zic că... S-au urmat să mărite, nu mai știu. Aia era, trebuia da. Să te gândești mai atent. Cred că și acum e televiziunea română. Ia auzi. Odată m-am întâlnit cu ea la meci, la Petrolul. Soțul juca fotbal, ceva, nu-mi scapă. Nu mai contează. E nesemnificativ. Și cu tine, mi-a picat întrebările mai ușoare mie. E, na. El s-a încurcat la una sau la două, eu le-am știut pare mele pe toate și am câștigat marea finală. Ai câștigat concursul. Da. Dar aici a fost și un pic neseriozitate din partea televiziunii române, că trebuie să specific, ne-au propus, adică ne-au spus că la locul 1 se va da 4.000 de euro, locul 2, 3.000 și locul 3, 2.000. Ca pe urmă să ne spună că sponsorul s-a retras și nu mai primim acești bani. N-ai luat niciun ban? Nu, am avut 3 premii. Un an de zile, la Hotel Radisson, să faci spa, sală, forță, saună. De-aia răstu așa bine, mă. De la mai spa, m-am împlinit și eu un pic. Așa? Așa, un weekend romantic la Hotel Caro în București. Cu cine l-ai făcut? Cu limuzina. Cu cine ai făcut weekend? Ca să vă spun sincer, l-am făcut cadou la cineva din familie, la momentul ăla. Cum o să faci cadou un weekend romantic? Tu ne-ai căsătorit. Și un an, o săptămână în Tunisia. Toți câștigătorii, plus cel de marea finală, eu aveam două excursii și am dat-o la un prieten. Excursia mi-a dat acolo ceva simbolic pe excursie. O săptămână în Tunisia, în luna octombrie 2009. Unde ai fost în Tunis? În orașul Souse. Souse. Da? Da? Am aterizat la Hammamet. Așa? Monastir. Frumos. Frumos. Ceva de vis. Uh-huh. Ai arbitrat vreun meci pe acolo? Am fost la meci. Unde? Am fost la... La Monastir? Am prins... La Souse. La Souse? Da. Când o dată la un meci la Petrolul, că mi-a luat tricou de acolo... Păi știu, m-am îmbrăcat în tricou. Și m-a văzut Hamza. Ionis, da. Da. I-a zis că a fost acolo la Souse, el nu juca atunci acolo. Așa. Era tribuna, nu era cu scaune ca la da, 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 era cu gradele, gradele da. De lemn. Cum de era lemn. Petrolul odată? A jucat, nu mai știu, cu o echipă... Nu mai contează. Să mă după clasament. Dar arhiplin stadionul. Vezi, bă, ce ai împătrânit? Arhiplin. Nu mai ții minte cum țineai minte odată? N-am acum cum să controlez. Ce să mai controlez? Juca locul 3 cu 2 ceva de genul. Ai fi pus mâna pe telefon un pic da. Să te... A? Și a câștigat gazdele cu 3 la 1. Era în perioada când urmau alegerile. Președintele lor... Așa. A fost realeș ceva. Așa. După vreo două săptămâni. La al câtelea congres? Nu mai știu. Nici dacă mai e acum președinte. Bă. Dar să mai vă zic ceva. Marcele. Da. Timpul alocat emisiunii a luat sfârșit. A luat sfârșit. Da. Asta este, din păcate. Mai vii și altă dată. Mai vii și altă dată. Bănuiesc că mai ai alte povești de spus. Mai am.
Aceasta a fost emisiunea, stimați telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Marcel. Sper că v-a deconectat. Este o emisiune care este acum în pragul sărbătorilor pascale și vreau să vă mulțumesc și să vă urez un Paște fericit. Numai bine. La revedere. Paște fericit și partea mea. Vă mulțumesc de invitație. Să trăiești.